Păi stai mă așa, adică doar concurenții să facă chestii riscante, pline de curaj? Ce, n-avem și noi curajoșii noștri? Ce să mai, actorul e actor, nene, se vede, e obișnuit cu cascadoriile, nu e frică de înălțime. Motor! Te vreau să povestești momentul cu tiroleana. Alexandru, dar de ce vorbim despre asta? Pentru că va fi un moment scurt în care noi vom fi glorioși. Pentru că tu făceai ca o muiere. Dar asta nu va apărea. E, nu va apărea. Normal că va apărea. Din momentul când te țineai ciorchine pe tiroleana. Păi nu, băi, Alexandru, trebuie să apară momentul glorios. Șoftuză. Băi, mi-e rău, bă. Adică montat bine, cum... Foi de pula mamă! Aoleu! Să prindă câteva secunde în care nu fac coborâre și mai departe. Nu, tăiat, montat ca lumea. Foi de pula! Ce-ai, mă? Foi de pula! Tu vorbești serios? Aoleu, mamă! Dar nu trebuie să se difuzeze așa ceva, cum are? Băi, mă dor coaiele, mă doare stomacul. Alea sunt chestii de, nu? Bucătărie internă a actorului. Vă rog să mă nebunați! Tu-s morțișorii! Mi-e frică de înălțime pe suprafață mică. E, atât de simplu. De înălțime pe suprafață mică. Dar nu-i prima dată când îți explic. Măi, Alexandra, de ce vorbim despre același lucru de 10 ori? Nu pe dulap. Nu pot să stau pe scara de zugrav cu un picior așa și cu un picior așa. Cam senzația că mă duc pe spate. Vomită! Vomită! Mea, bă, hai, bă! Poți fac glume? Îți jur că dacă faci vreo glumă... Mamă, deci nu. Pusii! Oh, cam tu, mama! Nu! Pusii, zici ochelarii, să mai arăți dur. Mi-am pus ochelarii ca să nu se vadă asta.